Mișcarea olimpică și jurnalismul sportiv din Moldova au devenit de astăzi mai sărace. A încetat din viață Efim Josanu, primul președinte al Comitetului Național Olimpic, dar și cronicar, scriitor și publicist, un profesionist deosebit. Lasă în urma sa amintirea unui luptător pentru renașterea națională și sute de transmisiuni în direct. Efim Josanu s-a născut în data de 20 martie 1947 la Ciulucani, exact când tatăl său a împlinit 50 de ani. A activat mai întâi ca metodist pentru sport în colhozul din sat, dar a îndrăgit și televiziunea. Astfel, metodistul Efim Josanu aducea echipa de fotbal a colhozului să urmărească meciurile din cadrul campionatelor naționale și internaționale. Cu siguranță de la acel televizor a pornit și îndeplinirea visului lui Efim Josanu de a se face jurnalist sportiv. În 1972, după absolvirea facultății, comenta deja meciurile de fotbal la televiziunea națională. Cariera sa a fost marcată de activitatea în două instituții, Comitetul Național Olimpic și Postul Public de Televiziune Moldova 1. În ambele poziții a fost un deschizător de drumuri, un promotor al omeniei, un înțelept care a ținut la tinerii colegi precum un părinte și le-a oferit un model demn de urmat. Nu știu dacă am izbutit ceva ca împlinire profesională mai târziu, activând în mai multe domenii. Știu doar că, de orice m-aș fi apucat, pe toate le făceam cu inima, chiar și atunci când făceam și prostii. Pasiunea lui pentru sport l-a făcut să pășească dincolo de formarea profesională ca jurnalist și să deschidă poarta pe arena internațională pentru sportul moldovenesc. În perioada 1991-2001 se află la cârma Comitetului Național Olimpic, fiind primul președinte CNO. În cei 10 ani, sportul moldovenesc a câștigat cele mai valoroase medalii din istoria țării noastre. A fost prezent pe marele arene, iar la Chișinău a venit conducătorul de atunci al CIO, Juan Antonio Samaranci. După anul 2001 s-a întors la munca sa de comentator sportiv. Amintim aici și de campania socială O Masă de Tenis pentru Școala Ta, inițiată de Televiziunea Națională în 2013 și coordonată de distinsul jurnalist, în cadrul căreia zeci de școli din țară au beneficiat de importante dotări sportive. Nu facem din asta un prilej de sărbătorire. E o cifră jalon, doar atât. Efim Josanu a iubit cu pasiune sportul, dar a mânuit cu măestrie și penița. A comentat sute de competiții sportive, este unul dintre fruntașii mișcării olimpice în Republica Moldova. A scris 4 cărți despre istoria sportului și pentru toate realizările lui a fost decorat cu Ordinul Gloria Muncii. Dincolo de toate încercările prin care mi-a fost dat să trec, cum este dat fiecărui om să treacă în viață, cu suișuri și coborâri, bucurii și tristeți, dar întotdeauna cu credința în finalitatea împlinirii rostului creștinesc.